Călătorie pe mare cu zor de zi este al cincilea volum din Cronicile din Narnia, scrise de C.S. Lewis, iar primul capitol se numește Tabloul din dormitor. A fost odată un băiat pe care îl chema Eustace Clarence Scrub și aproape că își merita numele. Părinții îl strigau Eustace Clarence, iar profesorii Scrub. Scrub înseamnă rău, răutăcios, mic de stat și pipernicit. Nu vă pot spune cum mi se adresau prietenii, fiindcă nu avea niciunul. Nu le spunea tatălui și mamei lui, tată și mamă, ci Harold și Alberta. Erau niște persoane foarte moderne și luminate la minte. Vegetarieni și nefumători nu consumau băuturi alcoolice și purtau un anumit gen de rufărie de corp. În casa lor erau foarte puține mobile. Lenjeria de pat era sumară, iar ferestrele stăteau tot timpul deschise. Lui Eustace Clarence îi plăceau animalele, în special scarabeii, dacă erau morți și prinși cu acul pe un carton. Îi plăceau cărțile dacă erau cărți de informație și aveau poze cu silozuri de cereale și copii străini foarte grași care făceau gimnastic în școl model. Eustace nu-i putea suferi pe verii lui, cei patru frați Pevensy, Peter, Susan, Edmund și Lucy. Dar s-a bucurat mult când a aflat că Edmund și Lucy veneau să stea la ei. Și asta fiindcă, în sinea lui, îi plăcea să facă pe șeful și pe zbirul. Or, deși era tare pirpiriu și nu i-ar fi putut ține piept într-o încăierare nici măcar lui Lucy, dar în lui Edmund știa că există zeci de metode de a-i săcăi pe alții, dacă ești la tine acasă și ei sunt doar musafiri. Edmund și Lucy nu voiau nici de cum să vină să stea la unchiul Harold și la mătușa Alberta, numai că efectiv n-aveau cotro. Tata urma să țină niște prelegeri în America timp de 16 săptămâni în vara aceea. Iar mama mergea cu el, fiindcă nu mai avusese o vacanță adevărată de 10 ani de zile. Peter muncea din greu pentru un examen și trebuia să-și petreacă vacanța meditându-se cu bătrânul profesor Kirke, în a cărui casă cei patru copii avuseseră niște aventuri minunate mai de mult în anii de război. Dacă ar mai fi locuit încă în acea casă, iar fi chemat pe toți să stea la el. De atunci însă sărăcise și trăia într-o cășcioară în care nu exista decât un singur dormitor de oaspeți. Pe de altă parte, ar fi costat prea mulți bani ca părinții să ia și pe ceilalți trei copii în America, deoarece Susan plecase. Oamenii mari o socoteau pe Susan cea mai frumușică din familie, dar nu era deloc bună la școală, deși alminteri foarte matură pentru vârsta ei iar mama zicea că ar profita mult mai mult decât cei mici de pe urma unei călătorii în America. Edmund și Lucy încercau să nu invidieze pe Susan pentru norocul de care avea parte, însă era îngrozitor să fie nevoit să-și petreacă vacanța de vară la mătușa lor. E și mai rău însă pentru mine," zicea Edmund, fiindcă tu măcar vei avea camera ta pe când eu va trebui să stau în același dormitor cu un puțitul ăla de Eustace." Povestea începe pentru o după-amiază, când Edmund și Lucy zbutiseră să fure câteva minute prețioase pentru a rămâne singuri. Și firește vorbeau despre Narnia, care era numele tărâmului lor tainic și neștiu de nimeni. Majoritatea dintre noi presupun, avem un tărâm tainic, însă pentru noi acesta este doar un tărâm imaginar. În această privință, Edmund și Lucy erau mai norocoși decât alți oameni. Tărâmul lor tainic exista a Evea. Fuseseră deja acolo de două ori, nu în joacă sau în vis, ci în realitate. Ajunseseră acolo prin vrajă, care este singura cale de a pătrunde Narnia. Și li se făgăduise Narnia sau, în fine, li se dăduse speranța că într-o bună zi aveau să se întoarcă acolo. Vă puteți închipui cât de mult discutau despre asta când găseau prilejul. Erau în camera lui Lucy, unde stăteau pe pat și se uitau la un tablou atârnat pe peretele din față. Era singurul tablou din casă care le plăcea. Mătușa Alberta nu îl putea suferi, de aceea și fusese surghiunit într-o odăiță dosnică de la etaj, însă nu se putea descotorosi de el, fiindcă îl primise în dar de de la o persoană pe care nu voia să o jignească. Tabloul înfățișa o curabie o corabie care plutea drept spre tine. Prora era suflată cu aur și avea forma unui cap de balaur cu botul larg deschis. Avea doar un singur catarc și o singură pânză mare și pătrată de culoare purpurie. Părțile laterale ale corabiei, ceea ce se vedea din ele acolo unde se terminau aripele aurii ale balaurului, erau verzi. Vasul tocmai se cocoțase pe creasta unui fabulos val azuriu, al cărui pântece învolburat se rostogolea spre tine, plin de spumă și clăbuci mari. Se vedea limpede cum corabia naviga iute sub rafalele unui vânt vioi, înclinată ușor pe partea babordului. Apropo, dacă aveți de gând să citiți până la urmă această poveste și dacă nu știți deja, n-ar strica să băgați la cap că partea stânga unei corăbii, când te uiți din față, se numește babord iar partea dreaptă tribord. Toată lumina soarelui cădea pe corabie în acea parte, iar apa era plină de irizări verzi și purpurii. Pe cealaltă parte avea o tentă de albastru închis de la umbra corabiei. Întrebarea e, zise Edmund, dacă nu-i mai rău să privești o corabie narniană când știi bine că nu poți să ajungi la ea. Până și privitul e mai bun decât nimic, spuse Lucy. Oh, și cât de Narnia e corabia asta! Tot cu jocul ăla al vostru, spuse Justus Clarence, care trăsese cu urechea la ușă și acum intrase înăuntru rânjind. Anul trecut, când locuise la familia Pevensey, făcuse ce făcuse și izbutise să se aude pe toți vorbind despre Narnia, plăcându-i să-i tachineze pe această temă, se gândea firește că născociseră totul și, fiind prea nătărău ca să poată născoci și el ceva, nu privea cu ochi bun toată povestea asta. Prezența ta nu e dorită aici, zise Edmund tăios. Încerc să mă gândesc la o poezioară, spuse Iustas. Ceva de genul, niște puștani care s-au jucat de anarnea s-au făcut treptat tot mai nătăntoli. Păi, una la mână, Narnia nu rimează cu nătăntoli, zise Lucy. E o asonanță, replică Iustes. Nu care cumva să-l întreb ce aia o aso... bălanie, spuse Edmund. Abia așteaptă să-i pui întrebarea asta. Nu zice nimic, că poate așa pleacă. Confruntat cu asemenea primire, orice băiat ar fi spălat putina sau și-ar fi ieșit din pepeni. Nu însă și Iustăs. A rămas locului teleleu rânjind cu gura până la urechi, după care s-a trezit din nou vorbind. Vă place tabloul ăla? Pentru numele lui Dumnezeu. Nu îl lăsa să înceapă să turuie despre artă și chestii din astea, se grăbia Edmund să zică. Numai că Lucy, care era foarte sinceră, apucase să spună. Da, mie îmi place foarte mult. E infect, zise Iustăs. Care te și nai ai să-l mai vezi?" îi propuse Edmund. Păi și de ce-ți place?" o descusu Iustus pe Lucy. În primul rând, început Lucy, îmi place fiindcă ai impresia că într-adevăr curabia se mișcă, iar apa pare lichidă de adevărat, iar valurile parcă se ridică și coboară de adevărat. Desigur, Iustus avea o sumedenie de răspunsuri la aceste afirmații, numai că tăcea mâlc. Motivul era faptul că exact în acea clipă se uită la valuri și constată că efectiv îți dădeau senzația că se ridicau și coborau. Nu mersese decât o singură dată cu vaporul și atunci doar până la insula White, când a avuzese un rău de mare îngrozitor. Văzând valurile din tablou, i se făcu din nou greață. Se cam înverzi la față, încumetându-se totuși să se mai uite odată. După care toți trei copii rămaseră holbați și cu gura căscată. Ce vedeau ei poate fi greu de crezut când citești tipărit pe hârtie, însă era aproape la fel de greu de crezut și dacă vedeai cu ochii tăi ce se întâmplă. În tablou totul se mișca, dar nu era nici de cum ca la cinema. Culorile erau prea reale, clare și naturale. Vâj! În valul se înfingea prora corabei și sus țâșnea o trombă de stropi înspumați. Și pe urmă, hop, în sus valul în spatele corabiei, de se vedeau în sfârșit cârma și puntea, care dispăreau iarăși când un nou val se năpustea spre vas și prora ieșea iar la iveală. În același moment, un caiet care era pe pat lângă Edmund început să-și fâlfâie paginile. Se ridică și porni plutind prin aer spre peretele din spatele băiatului, iar Lucy simți cum părul îi biciuiește obrajii așa cum se întâmplă pe o zi vântoasă. Și era o zi vântoasă, numai că vântul sufla din tablou spre ei și brusc, odată cu vântul, începură zgomotele, bufniturile valurilor, plescăitul apei ce se izbea de laturile corabiei, vâjuitul și vuietul asurzitor făcut de aer și de apă. Mirosul însă, mirosul acela sălbatic și sărat, o convinse pe Lucy că nu visa. Astâmpărați-vă! Se auzi glasul lui Justus pițigăiat de spaimă și de țâfnă. Încetați cu gluma asta proastă! Astâmpărați-vă! Am să vă spun Albertei! Wow! Ceilalți doi erau mult mai obișnuiți cu aventurile, însă exact când Justus Clarence spunea Wow! exclamă și ei Wow! Motivul era faptul că din ramă țâșnise afară o trâmbă uriașă de apă sărată și rece, împroșcându-i zdravân, de înlemnire cu răsuflarea tăiată și uzi luarcă până la piele. Am să sparg în bucăți porcăria asta!" strigă justas Apoi însă se petrecură simultan câteva lucruri. Iustes se năpusti spre tablou, Edmund, care se pricepea cât de cât de la vrăj, țâșni după el, prevenindu-l să aibă grijă și să nu fie prost, iar Lucy îl înșpăcă de cealaltă parte, fiind târâtă în față. Iar acum, ori ei se mișorară prea mult, ori tabloul se făcuse mult mai mare, căci Iustă sări, încercând să-l smulgă de pe perete, însă se trezi postat în picioare pe ramă. În fața lui nu era un geam, ci mare adevărată, cu vânt și valuri ce se izbeau de ramă de parcă ar fi fost o stâncă. Se zăpăci de tot și se prinse de ceilalți doi, care săriseră sus lângă el. Se zbătură urlând câteva clipe, dar exact când credeau că își recăpăteaseră echilibrul, se treziră învăluiți de un imens brizant albastru care îi luă pe sus, trăgându-i în jos în mare. Țipătul disperat al lui Iustă se curmă brusc, când gura îi se umplu de apă. Lucy mulțumea cerului că își dăduse toată silința la not în ultimul trimestru. E adevărat că s-ar fi descurcat mult mai bine dacă ar fi dat mai încet din mâini de iar Vedea deasupra apa era mult mai rece decât părea, pe când era doar un tablou. Oricum, ținând capul sus, zvârli din picioare ca să scape de pantofi, așa cum se cuvine să facă oricine cade îmbrăcat într-o apă dâncă, ba chiar stătea cu gura închisă și cu ochii deschiși. Erau, în continuare, destul de aproape de Corabie. Lucy vedea sus de tot, deasupra lor, flancul verde al vasului și oameni care se uitau la ea de pe punte. Apoi, cum și era de așteptat, Iustă se agăță panica de ea și amândoi se duseră drept la fund. Când ieșire din nou la suprafață, zări o siluetă albă care se ivise din apele mării lângă corabie. Edmund era acum foarte aproape de ea, călcând apa și îl prinsese de brațe pe Iustă care zbiera sinistru ca din gură de șarpe. Apoi altcineva, cu un chip vacunoscut, cunoscut, își trecură o mână pe subia din cealaltă parte. De pe corabie se auzeau țipete, nenumărate capete se înghesuiau unele în altele peste parapet, de unde se zvârleau frânghii. După aceea urmă un răstim care îi se păru foarte lung, când se învineți la față și dinții începură să-i clânțene. În realitate, răstimpul acesta nu fusese chiar atât de lung. Oamenii așteptau momentul când să o poată trage pe punte, fără să existe riscul de a fi trântită și izbită de corabie în ciuda strădanilor lor admirabile, tot s-a ales cu o la genunchi, cum s-a putut vedea când s-a trezit în final în picioare, pe vas, și roind de apă și dârdâind de mama focului. După ea, îl saltar opidindu-se pe Edmund, iar apoi pe nefericitul de Iustas. Ultimul a părut străinul, un băiat cu părul bălai, mai mare cu câțiva ani decât ea. Cas, cas, Caspian!" Rostii Lucy, gâfâind de îndată ce-i să-și mai tragă sufletul. Căci chiar Caspian era, Caspian, băiatul care era regele Narni și pe care l-ajutaseră să urce pe tron în timpul ultimei lor vizite. Edmund îl recunoscu și el imediat, își dădură toți mâna, bătându-se pe umăr foarte încântați. Dar cine e prietenul vostru?" întrebă aproape numai decât Caspian, întorcându-se spre Iustăs cu zâmbetul lui voios. Numai că Iustă plângea mult mai rău decât s-ar fi cuvenit să plângă un băiat de vârsta lui, care nu pățise nimic altceva decât că se făcuse ciuciulete și zbiera în gura mare. Vreau să plec! Vreau înapoi! Nu-mi place! Vrei să pleci? Făcu Caspian. Unde? Iustă se duse glon spre marginea corabiei ca și cum s-ar fi așteptat să vadă rama tabloului spânzurată deasupra mării și să zărească vreun colțișor din dormitorul lui Lucy. Nu-i văzură ochii decât valuri albastre, cu creste înspumate și un cer azuriu mai pal, ambele întinzându-se la nesfârșit până în zare, hăt departe. Poate nici n-ar trebui să-l condamnăm pentru că îi tresări inima în piept și se făcu brusc rău. Hei, Reinov!" îl strigă Caspian pe unul dintre marinari. Adu niște vin cu mirodenii pentru maestățile lor. E bine să beți ceva ca să vă încălziți, după ce v-ați udat atât de rău. Le spunea lui Edmund și lui Lucy maestățile lor, fiindcă ei, împreună cu Peter și Susan, fuseseră de mult de tot regi și regine ai Narniei. Timpul în Narnia curge altfel decât la noi. Dacă petreci o sută de ani în Narnia, te întorci totuși în lumea noastră exact la aceeași oră, din aceeași zi în care ai plecat. Și apoi, dacă revin Narnia după ce ai petrecut o săptămână aici, se prea poate să constați că au trecut nu știu exact câți ani până nu ajungi acolo. Drept urmare, când frații Pevensy se întoarse în Narnia ultima oară în cea de-a doua lor vizită, a fost pentru narnieni ca și cum regele Arthur ar fi revenit în Anglia, cum ziceau unii că se va întâmpla. Iar eu zic, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Reinhold se întoarce aducând vinul cu mirodenii, aburind într-un clondir și patru cupe de argint. Era exact ce ți-ai fi putut dori pe lume în acea clipă, încât, sorbind din minunata licoare, Lucy și Edmund simțeau cum căldura li se prelinge până în vârful degetelor de la picioare. Eustace însă se strâmba și făcea mutre, bombănea și scuipa vinul afară, până îi se făcu rău din nou și începu iarăși să se smiorcă, întrebând dacă n-aveau cacao granulată cu vitamine, pe care se o dizolve în apă distilată și insistând ca, oricum, să fie lăsat la țărm la următoarea oprire. Mare măscăriș tovarășul ăsta de drum pe care ne l a adus, frate!" își șopti caspian lui Edmund, chicotind. Dar până să mai adauge ceva, Iustă zis bugni iarăși. O, ce naiba mai e și aia! Luați o asta de aici!" De data asta îi se putea găsi efectiv o scuză că se simțea oarecum surprins. Ceva într-adevăr foarte ciudat ieșise din cabina de pe pupa și se apropia gale de ei. Puteai să zici că e și într-adevăr era un șoarece, dar nu un șoarece ca oricare, ci unul care mergea pe picioarele din dărăt și măsura cam jumătate de metru înălțime. De jur împrejurul capului avea o bandă fină de aur petrecută la urechi Într-o parte pe dedesubt, iar în cealaltă parte pe deasupra, în care era înfiptă o pană lungă stacoșie. Cum blana șoarecelui era foarte închisă la culoare, aproape neagră, efectul era puternic și izbitor. Stătea cu laba stângă rezemată de teaca unei săbii, lungă aproape cât coada lui. Pășa grav pe puntea care se legăna, păstrându-și perfect echilibrul cu gesturi grațioase și elegante. Lucy și Edmund îl recunoscură imediat pe pișpirici, cel mai viteaz dintre toate animalele vorbitoare din Narnia și totodată șoarecele șef. Dobândise o glorie nemuritoare în a doua bătălie de la Beruna. Lucy tânja, așa cum i se întâmplase întotdeauna, să-l ia pe pișpirici în brațe și să-l strângă la pieptul ei. Știa însă prea bine că n-ar fi putut avea parte niciodată de această plăcere. L-ar fi jignit profund. Se mulțumia așadar să se lasă în genunchi ca să poată vorbi cu el. Pișpirici puse în față piciorul stâng, îl trase în spate pe dreptul, făcu o plecăciune, îi sărută mâna, se îndreptă de spate, își răsucim mustățile și rosti cu vocea lui ascuțită și pițigăiată. Umilul dumneavoastră servitor, maestate, și al regelui Edmund deopotrivă!" La care făcu o nouă plecăciune. Nimic nu mai lipsea acestei minunate aventuri decât prezența maestăților voastre. Fu! Luați-l de aici, se voi cărea Iustăs. Nu pot să sufăr șoareci și n-am suportat niciodată animalele dresate. Sunt proaste, vulgare și sentimentale. Să înțeleg oare, îi zise lui Lucy, după ce se holbase lung la Iustăs, că această persoană nespus de mojică se află sub protecția maestății voastre? Fiindcă dacă nu... În acea clipă, Lucy și Edmund trase eram în doi un strănut. Ce prost sunt să vă țin aici în picioare cu hainele astea ude pe voi, spuse Caspian. Haide jos să vă schimbați. Lucy, am să-ți dau cabina mea firește, însă din păcate n-am straie femeiești la bord va trebui să te descurci cu niște veșminte de ale mele. Haide, pișpirici, fii băiat bun și arată-le drumul. Pentru a fi pe placul unei doamne, renunți până și la o chestiune de onoare, măcar pe moment, la care se uită foarte aspru la Justus Caspian îi împinse de la spate zorindu așa că în câteva minute Lusi se trezi intrând pe ușă în cabina de la pupa. Se întrăgosti de ea numai decât cele trei ferestre pătrate care dădeau spre apa albastră și învolburată din spatele corabiei, banchetele joase și capitonate pe trei din laturile mesei, lampa de argint care se legăna deasupra, opera piticilor, își dăduia seama imediat după finețea și delicatețea lucrării, și imaginea aurie a leului aslan pe peretele din față, mai sus de ușă. Toate astea le se într-o clipită, căci Caspian deschise numai decât o ușă dinspre tribord și zise Asta o să fie camera ta, Lucy. Îmi iau doar niște lucruri uscate. Scotocea într-unul dintre cufere în timp ce vorbea și pe urmă te lasă să te schimbi. Aruncă pe ușa afară hainele ude ca să pun pe cineva să ți le ducă la cambuză să se usuce. Lucy se simțea ca acasă, de parcă ar fi locuit în cabina lui Caspian de săptămâni în șir, iar mișcarea corabiei nu ne liniștea, întrucât pe vremuri când fusese regină în Narnia, călătorise mult pe mare. Cabina era foarte mică, dar veselă și strălucitoare de la lambriurile pictate frumos, numai cu păsări, animale, balau roșii și viță de vie. Odeița sclipea de curățenie. Hainele lui Caspian erau prea mari, însă până la urmă izbuti să se descurce. Cu pantofii, sandalele și cizmele lui de apă n-avea ce face nepotrivindu-i se practic deloc, dar nu deranja să umble de pe corabie. După ce se îmbrăcă, se uita afară pe fereastră la apa care vuia înspumată pe lângă vas și trase adânc aer în piept. Era absolut convinsă că aveau să petreacă de minune.